Decalogul, importanța lui în viața omului. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a cincea. În marea sa iubire, Dumnezeu a dăruit oamenilor cele 10 porunci, valabile în toate timpurile și locurile. Bine v-am găsit, dragi elevi! În clipul de astăzi vom vorbi despre decalog, despre importanța lui în viața omului și vom descoperi împreună actualitatea lui în zilele noastre. Așa cum am discutat și în videoclipul trecut, primele 4 porunci se referă la manifestarea iubirii omului față de Dumnezeu și ultimele 6 se referă la îndatoririle noastre față de aproapele. Ne mai aducem aminte care este prima poruncă. Foarte bine! Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. O primă regulă pe care o putem identifica din această poruncă din Decalog este să cinstim pe Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră. O altă regulă, să nu iubim faima mai presus de Dumnezeu. Poți da și alte exemple? Alege 2 reguli și notează-le în caiet. Prima poruncă se referă la recunoașterea și cinstirea Domnului ca Părintele tuturor și singurul Dumnezeu viu și adevărat. Care este cea de-a doua poruncă? Bravo! Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a niciunui lucru, să nu te închini lor, nici să le slujești. Porunca nu se referă strict la idoli ca zeități sculptate, lucruri făcute de mâini omenești sau la alte făpturi ale lui Dumnezeu pe care să le socotească înzestrate cu puteri dumnezeiești, ci și la greșeli ce duc la îndepărtarea omului de Dumnezeu. Cuvântul idol a primit în creștinism și un alt înțeles, de exemplu, iubirea de bani, lăcomia, iubirea de haine și de alte lucruri care l-ar face pe credincios captiv lor. Dar voi ce credeți? Prin cinstirea icoanelor încălcăm în vreun chip porunca aceasta? Așa este, nu încălcăm porunca a doua din Decalog, deoarece icoanele nu sunt idoli. Icoanele sunt ferestre către Dumnezeu și sfinții săi. În icoane sunt reprezentate persoane care au avut o existență reală, nu sunt închipuiri ale minții umane. Haideți să identificăm împreună câteva reguli de comportament, pornind de la această poruncă din Decalog. Să nu iubim banii mai mult decât pe Dumnezeu. Să nu devenim captivi iubirii de jocuri. Poți da și alte exemple? Alege 2 reguli și notează-le în caiet. A treia poruncă este să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Ca reguli pe care le putem identifica din această poruncă, sunt următoarele. Să vorbim cu respect despre Dumnezeu. Să ne respectăm promisiunile făcute în fața lui Dumnezeu. Poți da și alte exemple? Alege 2 reguli și notează-le în caiet. Înainte de a trece la cea de-a patra poruncă, este bine să lămurim câteva aspecte legate de cea de-a treia poruncă. Rostirea numelui celui sfânt al lui Dumnezeu se face cu credință, respect și iubire. Luarea numelui Domnului în deșert înseamnă a-l pronunța cu neseriozitate, ironic, batjocoritor, cu mânie sau indiferență,
sau a face jurăminte false. Care este cea de-a patra poruncă? Foarte bine. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Pentru creștini, duminica este ziua odihnei, sărbătoarea prin care se rememorează ziua învierii Domnului. Odihna se referă la evitarea muncii fizice în schimbul activităților dedicate mai ales sufletului, participare la slujbă, activități cultural-recreative, oferirea timpului celor dragi și celor care au nevoie de ajutor. Haideți să identificăm împreună câteva reguli de comportament pornind de la această poruncă din Decalog. Să petrecem timpul cu Dumnezeu în fiecare zi de duminică. Să participăm la slujbă în zilele de sărbătoare. Poți da și alte exemple? Alege două reguli și notează-le în caiet. Porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Începând cu această poruncă divină, sunt prezentate cele mai importante îndatoriri față de semeni. Părinții sunt oglinda lui Dumnezeu prin viața pe care ne-au dat-o și grija pe care ne-o poartă. Din cinstirea familiei se dezvoltă și respectul față de ceilalți oameni. Haideți să identificăm împreună câteva reguli de comportament pornind de la această poruncă din Decalog. Să respectăm părinții ascultând sfaturile lor. Să ne rugăm pentru părinții noștri. Poți da și alte exemple. Porunca a șasea. Să nu ucizi. Viața este darul lui Dumnezeu și niciunui om nu îi se dă dreptul de a o opri. În sens larg, porunca se referă și la violența fizică sau rănirea sufletească. Fiecare dintre aceste manifestări dovedește lipsă de respect și de iubire față de ceilalți. Haideți să identificăm împreună câteva reguli de comportament. Să respectăm viața, darul lui Dumnezeu pentru noi. Să arătăm respect față de semenii noștri. Poți da și alte exemple? Alege două reguli și notează-le în caiet. Porunca a șaptea, să nu fii desfrânat. Dumnezeu îndeamnă la loialitate și fidelitate și respect față de persoana iubită. Porunca se referă și la păstrarea cumpătării, a echilibrului în toate. Ea ne ferește de frecventele dependențe din viața de astăzi. Haideți să identificăm împreună câteva reguli de comportament. Să fim echilibrați în relațiile cu semenii. Să avem măsură în orice activitate. Poți da și alte exemple? Alege două reguli și notează-le în caiet. Porunca a opta. Să nu furi. Orice încercare de a folosi rodul muncii altuia fără a-i primi acordul, este o desconsiderare a efortului celuilalt și o formă de lenevie. Obținerea unui lucru sau a unui rezultat bun, în urma efortului personal, aduce mare satisfacție. Dumnezeu încurajează astfel munca cinstită.
Identificăm următoarele reguli de comportament. Să îmbrățișăm munca cinstită, să nu ne însușim rodul muncii altuia. Poți da și alte exemple? Alege două reguli și notează-le în caiet. Porunca a noua. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Îndemnul lui Dumnezeu de a recunoaște vina atunci când greșim și de a nu asculta vorbe urâte despre alții și de a nu minți este una dintre poruncile importante din Decalog. Iubirea, adevărul și sinceritatea sunt valori morale ce stau la baza respectului de sine și între persoane. Haideți să identificăm împreună câteva reguli de comportament. Să ne recunoaștem vina atunci când greșim. Să iubim adevărul și sinceritatea. Poți da și alte exemple? Porunca a zecea. Să nu dorești nimic din câte are aproapele tău. Grija lui Dumnezeu față de oameni se arată și în ultima poruncă privitoare la gândurile omului. Invidia sau gelozia îngenunchează sufletul omului, luându-i libertatea. Bucuria pentru reușita celuilalt păstrează sufletul curat și îndeamnă la urmarea exemplului. Haideți să identificăm împreună câteva reguli de comportament. Să nu fim invidioși pe realizările aproapelui nostru. Să avem tot timpul gândul curat cu privire la realizările aproapelui nostru. Poți da și alte exemple? Alege două reguli și notează-le în caiet. Să reținem. În marea sa iubire, Dumnezeu a dăruit oamenilor cele 10 porunci valabile în toate timpurile și locurile. Decalogul reprezintă legea Vechiului Testament sau legea lui Moise. Primele 4 porunci se referă la datoriile omului față de Dumnezeu. Ultimele 6 porunci se referă la datoriile omului față de semeni. Împlinirea fiecărei porunci o realizăm prin comportamentul nostru de fiecare zi. Respectarea celor 10 porunci ne ajută la îndeplinirea cu succes a celorlalte reguli cu care ne confruntăm zilnic în viața de elev. Cele 10 porunci au fost îndreptar spre primirea legii celei noi a Mântuitorului Iisus Hristos. Depus la suflet. Cel care are ochii ațintiți la toate poruncile și face din ele un fel de concert și sinfonie, acela cântă lui Dumnezeu dintr-o psaltire cu 10 strune, pentru că 10 sunt și poruncile cele generale scrise de cea dintâi dare a legii. Sfântul Vasile cel Mare. Webografia imaginilor.